dragii camionagiului, vă voi arăta acum de ce trebuie să numărăm benzile și să ne uităm la marcaje. Acum vom intersecta Dâmbovița și dacă nu numărăm benzile și nu ne uităm la marcaje, mergem numai aiure. Ce vă arătam într-un filmuleț anterior cu pericolul de accident. Vă rog să fiți foarte atenți după această intersecție. Suntem pe două benzi acum, da? Avem două benzi. Eu sunt pe banda 1. Ce vedem în față? Vedem 3 benzi. 1, 2, iar a treia numai pentru stânga, da? Are săgeată de stânga pe ea. Bineînțeles că nu există și indicator de presemnalizare ca să înțelegem ce și cum. Așa că trebuie să ne uităm după săgeți, dacă avem unghiul corect. Deci priviți. Deci eu din banda 1 intru în banda 1 dincolo. Acum semnalizez ca să intru în banda 2. Așa. Și acum uitați, țin banda 2, da? Uitați, cel din față n-a făcut bine. Era pe banda pentru stânga. Eu am ținut banda 2, dar tot am semnalizat pentru că ăștia din... Acum vă voi arăta cum este de pe banda 2. Priviți, luăm banda 2, sunt două benzi, da? Și în față se fac 3. Uitați, eu acum voi ține numai banda 2. Uitați, asta din stânga este pentru stânga, normal. Și acum țin banda 2, priviți. Deci, vedeți ce unghiuri? Și în față sunt două benzi, deci eu sunt tot pe 2, în față sunt două benzi. Banda 1 e blocată de mașinile așa zis parcate. Deci eu intru din 2 în 2, iar cei care vin din dreapta în mod normal intră în fața ta, pentru că ei nu realizează că sunt pe banda 1 și banda 1 din față este blocată de mașini. Mi se pare foarte clar, trebuie să numeri benzile și să te uiți la marcaje, să gândești unde merg, pe ce bandă, da? Pentru că așa dacă mergi tot înainte, nimerești întâi pe pod acolo în banda 3 pentru stânga, din 3 ajunge în 2 unde suntem noi aici, sau dacă vii pe 1, intri peste ăla din 2. Deci trebuie să ne uităm după marcaje, cum sunt săgețile, că la noi nu prea sunt indicatoare de presemnalizare, și să numărăm benzile din fața noastră, pe cât suntem, pe care intru. Așa se merge. Că marcaje de ghidare n-avem, la noi nu, e greu poate. Da? Vă rog să priviți, plec din banda 2 și unul vine din spate, din banda 1. Fără semnal, fără nimic, n-a fost niciun pericol, dacă ai idee. Ai schimbat banda prin fața. Și aici vă rog să priviți, plecăm din banda 3. Banda 4 este numai pentru stânga. Uitați, așa e ochiometric, îți vine să intre aici. Nu! Aici este corect să intri. Deci tot pe banda 3. Ați înțeles? Dacă nu numărăm benzile și nu privim marcaje, mergem aiurea din bandă în bandă și la accident, Doamne ferește, e belea noastră.